Să anime mereu viața bisericii, să fie în inima bisericii persoanele consacrate. Am avut parte și eu să fiu prezent la acest sinod. Și am auzit foarte multe lucruri prezentate de episcopii prezenți în toată lumea. În general, în jur de 300, care au vorbit despre viața consacrată și valoarea ei. Rolul vieții consacrate. Rolul persoanelor care aleg voturile, promisiunile pe care ele fac lui Hristos, mirele. Și aici, în prima parte, există un lucru care ne îmbucură. Sfântul Părinte Papa, atunci Ioan Paul al II-lea, care au auzit și despre greutățile care privesc viața consacrată, are în acest prim capitol un tem la speranță, la bucurie, pentru că viața consacrată a fost de la început și rămâne în biserică o valoare mare. Un dar făcut de Dumnezeu oamenilor. Un semn profetic pentru toți cei care trăiesc pe pământ. O chemare. Aici trebuie să vă gândiți că sunt și preoți, și preoți călugări, și surori, și chiar și laici consacrați. Această viață consacrată este un dar. Ne-am bucurat să auzim și să reauzim acest lucru adresat tuturor. După ce prezintă Sfântul Părinte rând pe rând toate aspectele care privesc viața consacrată, la urmă, preluând speranțele episcopilor, face câteva apeluri. Sigur că vi le spun doar pe scurt. Belșugul gratuității. Bucuria gratuității lui Dumnezeu și a vieții consacrate. Pentru că cei care aleg să fie preot, călugări, călugărițe, se oferă într-un chip cu totul special. Să fie mereu alături de Dumnezeu, de casa Lui, alături de oameni. Și să fie un exemplu pentru toți de curaj, că toate trec și într-o zi ajungem cu toții la Dumnezeu, unde vom fi toți uniți cu El și liberi, fără obligații de viață, de pe pământ sau familie. Așa cum, de fapt, au persoanele consacrate. Viața consacrată este un dar așezat de Dumnezeu pentru a mări și asigura împărăția Lui pe acest pământ, pentru a face mai plăcută această împărăție și mai cea care ne câștigă. Și face apel Sfântul Părinte către tineri să știe să iubească viața consacrată. Către familii, către oamenii de bună voință, dar mai ales către persoanele consacrate. Aducându-le aminte ce valoare au reprezentat în biserică și făcând analiza istoriei bisericii, descoperim acest lucru și ce datorie au acum surorile. Persoane consacrate, vârstnice sau tinere, trăiți, fidelitând la îngăverii voastre față de Dumnezeu, edificându-vă și susținându-vă reciproc. Ciuda dificultăților pe care uneori le întâlniți, aveți misiunea de a invita din nou pe oameni timpului nostru să privească în sus. E misiunea tuturor. Să nu se lasă copleșiți de treburile, problemele de fiecare zi și să se lase cuceriți de Dumnezeu și de Evanghelia sa. Dăruiți cu totul lui Dumnezeu, trup și suflet.
fără bunuri.